Concurenții acestui sezon îi așteaptă în casa lor pe Giovanna și Sese și au fost prezentați ca cel mai frumos sau cel mai special cuplu sau câștigătorii a nu știu ce, Alex și Raluca. Serios? Doamne ferește! Nu vreau să vorbesc despre acest subiect. Știm cu toții parcursul Ralucăi în acest sezon. În tot sezonul nu a făcut altceva decât să joace la psihic o fată pe care ea a considerat-o mult mai puternică decât ea. În fine, bănuiesc că s-au adunat aici să le dea sfaturi de competiție. Din punctul meu de vedere, sfaturi normale și pozitive ar putea să ia doar de la Giovanna și de la Sese, pentru că ei au fost într-adevăr o forță și cumva au ținut unul la celălalt, s-au iubit și au luptat pentru relația lor. În rest, numai de bine, vă las pe dumneavoastră să urmăriți pe Antena Play, bineînțeles, tot ce se întâmplă acum în casa Mireasa. Din punctul meu de vedere, eu nu mai pot comenta pentru că nu mi se pare corectă asocierea asta a celor două cupluri, dar în fine, vă las pe dumneavoastră să urmăriți și sper să vă bucurați de momentele acestea petrecute în casa Mireasa. Nu mai am nimic de spus.